Bun găsit! Sute de sucebeni au aflat despre o firmă din București care intermediază contracte de muncă în Germania. Promitea salarii de 1000 de euro, cazare și masă. Interesați de oferta societății SC Exclusiv Employment SRL, sucevenii s-au programat pentru interviu. Au cumpărat bilete de tren și la începutul lunii septembrie erau deja în București gata să completeze contractele. După ce au achitat o parte din serviciile pe care firma le promitea, sucevenii s-au întors acasă cu gândul că vor fi sunați la jumătatea lunii septembrie pentru a li se comunica plecarea. Sigur de ofertă, și-au făcut chiar lichidarea la firmele unde lucrau, așteptând să plece în Germania. Văzând că timpul trece și nu primesc niciun semn, sucevenii au încercat să sune la firma din București, dar după 4 luni managerul le cere să aibă răbdare, pe motiv că nu au ajuns actele. Pe data de 5 septembrie, deci eu cam pe 2-3 septembrie am deschis internetul și am văzut firma SC Exclusiv Employment Agenții SRL. Am sunat pe data de 3-4, am sunat să vedem ce locuri de muncă sunt pentru Germania, pentru că eu am mai fost la muncă în Germania. Și am spus, dacă vii pe data de 5 septembrie cu banii, pe 12 septembrie prima plecare. M-am grăbit, am pornit, le-am dat bani, am intrat în strada Vasile Conta. Despre ce sumă este vorba? No, în jur de 10 milioane. Adică 1000 de lei noi, da? Da. Mai departe, ce s-a întâmplat? Deci dumneavoastră ați achitat ceea ce ei v-au cerut? Da, mi s-a dat factură, deci bon de casă și mi-a spus că în câteva zile, deci cum ar veni miercuri, până în data de 12, este prima plecare. Mi-am lăsat serviciu, care deci nu era de aruncat. Urmând și tot sunând în continuu, tot aceeași problemă, spuneți, mai aveți răbdare, domnul Zipa, mai aveți răbdare. Deci au trecut din septembrie până în decembrie, aproape 4 luni. În decursul acestor luni, dumneavoastră i-ați tot contactat telefonic, dar această firmă v-a zis să mai aveți răbdare. De ce da. Nu mai aveți răbdare? De ce nu s-a plecat la momentul respectiv? Ce s-a întâmplat? Tot îmi spuneți că încă n-au venit actele de la angajator. La ce fel de muncă mergeți acolo? Unde lucrați? Ce v-au zis? Deci mi s-a spus că pentru sudor. Sudor la o firmă în Germania, lângă Berlin, între Berlin și München undeva. Am încercat să luăm legătura cu societatea Exclusiv Employment SRL, dar numerele de telefon care apar pe site-ul firmei sunt închise. Abonatul apelat are telefonul închis sau nu se află în area de acoperire a rețelei mobile. Vă rugăm reveniți. Am obținut un alt număr de telefon, de data aceasta de fix, de la una dintre victimile țepei, însă nu a răspuns nimeni. Am căutat alte și alte informații despre această societate și am descoperit o pagină de Facebook unde alți zeci de români declară că și ei au fost prinși în această capcană.